Categoric, da, și spun asta pentru că cea mai mare parte din viața mea mi-am petrecut-o aici. Am foarte mulți oameni dragi de suflet și de această dată mi-au fost alături. De fapt, de fiecare dată mi-au fost alături, dar mai ales acum în aceste momente delicate pentru mine. Cred că oamenii au reacționat ca și valoare intrinsecă și mai mult au pus accent pe valoarea mea ca și personalitate sportivă. Lucru pe care eu m-am axat foarte mult în această viață. Toate relațiile mele sociale sunt bazate pe prietenie, pe sinceritate și onestitate. Și lucrul acesta s-a văzut și aici și mă bucur enorm că s-a întâmplat așa. Cum am spus și mai devreme, calitatea și caracterul omului pentru mine a însemnat totdeauna un lucru foarte important și mă bucur enorm că au făcut-o și de data aceasta, mi-au fost alături. Rămâne să vedem. Eu trag speranță că lucrurile se vor liniști. Este o carte în care nu mă victimizez, este o carte în care port recunoștință tuturor celor care au reușit să contribuie în evoluția mea, puțin câte puțin, unii mai mult, alții mai puțin. Și mai mult decât atât, mi-aș dori ca oamenii să citească această carte și apoi să tragă concluziile. Mă gândesc că nu se cade să vorbești despre o carte pe care nici măcar nu ai răsfoit-o sau nici măcar nu știi despre ce este vorba, ci doar din auzite. Și pe această cale mulțumesc tuturor celor din mass media pentru că au dezbătut acest subiect, chiar și celor care, cu vădită răutate, au încercat să extragă din context anumite pasaje din carte. Și vă mulțumesc vouă tuturor timișorenilor că m-ați primit în stânul vostru atâția ani și vouă mass mediei și tuturor. Am spus-o de nenumărate ori, este o întrebare banală din punctul meu de vedere. La 19 ani nu ai maturitatea necesară încât să faci acest lucru. Probabil dacă o făceam atunci o scria altcineva și sunt convinsă că aș fi fost blamată din acel punct de vedere că de ce a scris-o altcineva. Am preferat să evoluez, să ating acea maturitate și să am curajul să fac acest lucru. Scrie și în carte, de aceea vă rog, citiți cartea. Sunt convinsă că v-am răspuns la toate întrebările în carte, pentru că le-am anticipat. Scrie și motivul și când am luat această decizie și absolut chiar și la alte întrebări vă răspund. Nu mi-am dorit acest lucru și nu mi-l doresc în continuare. Pur și simplu, iubitorii de lectură, dacă ei consideră că această carte merită să o aibă în biblioteca lor, m-aș bucura și deopotrivă să o citească cu rațiune și să o treacă prin filtrul minții lor și să nu asculte tot ceea ce se povestește. Eu chiar cred că merită citită și apoi judecată dacă este cazul. Să știți că am primit foarte multe mesaje de încurajare, de susținere și mai ales m-au felicitat pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume. Așa cum am spus și în discursul meu la lansare, este o carte în care nu mă victimizez, aduc recunoștință tuturor oamenilor, sunt recunoscătoare, cu toții suntem rezultatul a ceva în viața aceasta, a ceea ce am învățat, a ceea ce am iubit, a ceea ce am admirat, a ceea ce am detestat. Sunt niște relatări, povestesc niște lucruri, emit păreri, nu dau verdicte, de aceea merită citită cartea și apoi mai discutăm.